Frumuseții, a venit specialistul nostru în frumusețe, Diana Baicu. Astăzi discutăm despre păr, de fapt despre pierderea lui sezonieră. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! E adevărat că toamna ne cade mai des părul? Da, este adevărat. Ne cade mai mult păr. Este un lucru absolut normal, pentru că există un ciclu de regenerare a părului. Și dacă primăvara părul nostru este mult mai viguros și ne cade puțin păr, toamna lucrurile nu se întâmplă așa. Imediat după ce se termină vara, în special între luna septembrie și luna noiembrie, ne cade mai mult păr decât de obicei. Căderea părului este un fenomen absolut normal și știm că este normal ca în fiecare zi să pierdem între 50 și 100 de fire de păr. Fără să ne alarmăm, pentru că tocmai asta este ideea. Când ne alarmăm, când este normal, cât păr este normal să ne cadă și când trebuie să mergem la medicul dermatolog și să vedem ce avem de făcut. Până atunci intervenim și de acasă? Putem să... Sunt foarte multe lucruri pe care le putem face acasă, sunt lucruri pe care le putem face profilactic, mai ales dacă știm că nu stăm foarte bine cu densitatea părului, adică părul nostru este mai rar și în toamna trecută, de exemplu, ne-a căzut foarte mult păr. Și atunci cu ce începem? Începem cu spălatul părului. Ar fi ideal să folosim, chiar dacă nu ne cade părul foarte mult, adică în exces, ar trebui să folosim produse care să fortifice părul. Fie folosim direct produse care sunt destinate să stopeze sau să ne ajute în diminuarea căderii părului și există șampoane în acest sens. Scrie pe ele că sunt special concepute împotriva căderii părului. De obicei conțin extracte de plante, conțin extracte biotehnologice și este foarte important cum le folosim. Adică aceste șampoane trebuie să le folosim foarte delicat. Spălăm părul cu atenție, cu mișcări circulare și îl clătim foarte bine. Să-mi acționeze și îl clătim mai apoi. Dar vreau să vă întreb dacă e ca un șampon tratament sau este o chestiune pe care o putem folosi. Există două tipuri de șampoane. Există șampoane pe care le putem folosi zilnic și există de foarte multe ori preconcepția că dacă folosim acest tip de șampon împotriva căderii părului, nu o să avem volum. Eu, de exemplu, acum sunt spălată cu un șampon împotriva căderii părului și părul nu este afectat din punct de vedere al volumului sau al lucrului. Sigur că dacă folosim produsele dermatologice, acelea ar putea să ne afecteze lucrul și atunci folosim o dată șampon dermatologic și după aceea un șampon normal, un șampon cosmetic împotriva căderii părului. Okay. Dar trebuie să avem răbdare atunci când vorbim despre căderea părului. Trebuie să avem la dispoziție cel puțin o lună, o lună și jumătate, ca să vedem niște rezultate clare în ceea ce privește diminuarea. Nu există magie, nu se întâmplă nimic peste noapte. Sărim la fiole? Da, fiolele ar trebui să fie exact din aceeași gamă atunci când vrem să luptăm împotriva căderii părului. Nu vă cumpărați șampon dintr-o gamă și fiolele din altă gamă, pentru că ele sunt create în așa fel încât au de foarte multe ori activi complementari. Un ingredient la care aș vrea să fiți atenți și pe care ar trebui să le conțină aceste șampoane este acidul salicilic. Pentru că ce trebuie să facă aceste șampoane? Tocmai să ne mențină scalpul foarte curat, să deschidă porii și să ne scapă de conglomeratul de produse de styling sau de produse reziduri datorită poluării de pe scalp. Există iar ideea că dacă ne cade părul, trebuie să ne spălăm mai rar. Nu se întâmplă deloc așa. Din potrivă, scalpul nostru trebuie să fie curat tot timpul, doar că trebuie să folosim șampoane special destinate spălării zilnice sau spălării părului, spălării frecvente a părului. Trecem mai avem un singur minut. La fiole. Fiolele se fac cărări și după aceea le aplicăm la nivelul scalpului și cu mișcări circulare și înainte și înapoi Lăsăm acolo, nu clătim. Ceea ce aș vrea să spun, dacă mai am un minut, este faptul că aud în jurul meu foarte multe persoane care se plâng de căderea părului. Însă, în ceea ce privește vizitele la medicul dermatolog legate de căderea părului și tratamentele estetice, care sunt foarte numeroase, PRP, laser, mezoterapie, sunt foarte puține persoane care apelează la aceste tratamente, care dau rezultate foarte bune și nu vin la medicul dermatolog, mai ales în condițiile în care văd că
le cade serios părul, o cantitate mare de păr și pe o perioadă lungă. Nu trebuie nici într-un caz să neglijăm acest lucru. E bine să nu luăm tratamentul colegului de apartament sau unui prieten care a avut exact aceeași problemă, pentru că, slavă Domnului, suntem toți diferiți. Exact. Și există foarte multe remedii. Le pun pe Instagram, pentru că știu că sunt multe persoane care sunt interesate de asta, pentru că trebuie să fim atenți și să nu rupem părul, să nu smulgem părul, felul în care îl periem și masajul scalpului și perii special destinate pentru masajul scalpului ajută foarte mult în ceea ce privește prevenirea și stoparea căderii părului. Diana Baicu, specialistul nostru în frumusețe, de găsit pe Instagram, acolo prindeți toate detaliile. Noi la Neața doar punctăm, după cum v-am obișnuit. Mulțumim tare mult, să ne revedem sănătoși săptămâna viitoare.